Pentru digitalizare, interconectare și instruirea unor funcționari din primăria Alexandria s-au cheltuit aproape 3 milioane de lei în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene. Scopul investiției era acela de a furniza cât mai eficient servicii către cetățeni, iar echipa de implementare consideră că l-a și atins. Principalele rezultate ale implementării proiectului au fost un ecosistem digital interinstituțional, interconectat și interoperabil pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate de instituție, digitalizarea și personalizarea principalelor proceduri cu care lucrează angajații cu module pentru utilizarea locului succes, instruirea a 40 de persoane în cadrul instituției pentru utilizarea și administrarea sistemelor digitale implementate. Iar în urma finalizării proiectului, noi considerăm că s-a obținut o furnizare eficientă a serviciilor către cetățeni, crescând calitatea actului administrativ și gradul de satisfacție al cetățenilor. Cetățenii din Alexandria vor interacționa cu funcționarii din administrația publică mai mult prin intermediul unei platforme online, folosind o serie de aplicații implementate în cadrul proiectului. În cadrul proiectului au fost livrate 3 infochioșcuri și vor fi amplasate în 3 puncte ale municipiului Alexandria. Prin intermediul aplicației din Focioști sunt preluate date despre taxe și impozitele pe care un contribuabil are de plată și se pot plăti de asemenea și taxele fără debit, cum ar fi taxe eliberare, card de identitate, taxe timbre, taxe examinare auto sau diferite alte tipuri de taxe, ce vom stabili cu primăria municipiului Alexandria. Potrivit datelor din proiect, acesta a avut ca termen de finalizare data de 7 august 2023. Concluziile au venit la o lună distanță, iar infochioșcurile sunt încă ambalate în cutii la sediul primăriei, chiar în sala de ședințe, unde s-a desfășurat conferința de final a proiectului. Deocamdată s-au stabilit doar zonele unde urmează să fie montate aceste infochioșcuri. Infochioșcurile? Da. Infochioșcurile puteți să le vedeți pe scenă. Sunt aduse, nu trebuie decât să le împrăștiem în oraș, ca să spun așa. Unul din el, avem 3 infochioșcuri, unul din el va fi poziționat la judecătorie, pentru că este o volum foarte mare de cerere de taxe judiciare și în colaborare cu judecătoria Telorman s-a luat decizia ca unul dintre ele să fie poziționat acolo. Iar celelalte două, unul ar veni la intersecția străzilor București cu Libertății, lângă piața centrală, undeva în zona acolo, nu știu, să vedem cum putem să tragem, să le alimentăm cu curent și cu internet. Iar celălalt ar fi undeva în zona Peco, pe Dunării, aproape de intersecția cu Turnu Măgureni. E și un profip acolo, te știu, undeva prin zona aceea. Din declarațiile membrilor echipei de implementare există și impedimente în sistem, iar niște concluzii reale privind eficiența acestor investiții se pot trage abia peste un an. În acest proiect a fost o chestie mișată pentru asistență socială. Vă dați seama că în momentul în care trebuie să-l promovezi din partea instituției, durează până devine mult mai adaptabil de către cetățean. Cred că o concluzie relevantă poate fi trasă așa, de într-un an, un an și jumătate atunci, pentru că în general, în momentul în care se implementează astfel de sisteme, creșterea gradului de adopție nu este sub forma aceasta, e sub forma aceasta. Adică e mai greu până se pornește, după care, umblă vorba de la un cetățean la altul, mai apare mai des în media, mai apare și online, mai informația și atunci o să fie mai ușor. Așteptăm concluziile de anul viitor despre cât de eficient este sistemul implementat și câți cetățeni îl folosesc.